Considerăm că cetățenii acestui județ au tras un semnal de alarmă astăzi. Considerăm că suntem oameni civilizați. Tocmai de aceea vă mulțumim pentru prezență. Trăim cu speranța că domnul prim-ministru Dacian Cioloș va lua o măsură și la Tellerman. Alegerile! Ceea ce își dorește astăzi fiecare cetățean al județului Tellerman, ceea ce ne dorim și noi, este ca pe 5 iunie să avem niște alegeri corecte. Transparente. Fiecare dintre noi are dreptul să voteze pe cine consideră de cuvință. Trebuie să fim mult mai așezați și mult mai disciplinați. Vă mulțumim pentru prezență. Credem că demersul nostru a ajuns unde trebuie. Credem că acest prefect trebuie să plece acasă. Trebuie să vină un alt om care să conducă destinul acestui județ în funcția de prefect, un tehnocrat redutabil, care să asigure niște alegeri transparente. Vă mulțumim pentru prezență. Vă rog din suflet să fim disciplinați acum la întoarcerea spre casele noastre și sperăm ca pe viitor să ne vedem și să câștigăm alegerile în județul Tellerman.